Bună seara, dragi prieteni, suntem în Chișinău, Bulevardul Decebal. Iată aici mai mulți tineri de la Partidul Socialiștilor lipesc afișe și ceva probabil nu pot să împartă între ei, probabil bani sau alte beneficii financiare. Și fiind educați în agresivitate și violență, mai că nu se bat și între ei. Cu greu își stăpânesc emoțiile să nu se bată. Uitați-vă cum se întind între ei. Au lipit tot gardul. Eu sper că dumneavoastră vedeți foarte clar. Iată ce înseamnă, dragi prieteni, să promovezi violența și interesul de bani. Au lipit tot gardul cu steluța socialistă. În mare parte sunt copiii minori de la diferite școli sau alte colegii. Tot gardul acestei construcții l-au lipit cu simbolurile socialiștilor. Iar cum se bat? Noi am chemat poliția, bineînțeles, dar nu vom interveni pentru că sunt mult prea mulți și nu are rost. O, uitați-vă ce se întâmplă acolo. Socialiștii se bat între ei. Iată ce face tineretul socialist. Tinerii socialiști. Мы уже вызвали милицию, это социалисты. Мы уже вызвали, поэтому и снимаем, чтобы... Așteptăm poliția să intervină. Da, am chemat poliția, am sunat la 112. Dar dacă pot, sună, te rog frumos, ca să vorbesc eu iarăși încă o dată. Ca să nu întrerup live-ul. Pune, te rog, pe speaker să audă. Da, bună seara, sunt pe Bulevardul Decebal 17. Bulevardul Decebal, vis-a-vis de Kaufland. V-am spus că sunt aici niște copii care lipesc afișe pe gard. Acum se și bat. Deja se bat în grup între ei. Câte persoane sunt acolo? Aproximativ 20 de persoane. De ambulanță e nevoie? Cred că da, probabil nu. Cineva are nevoie de ambulanță. Aveți nevoie de ambulanță, băieți? Aveți nevoie de ambulanță? Nu, e că nu m-au sălut cu țuit, au pus la gât, mă. Nici vă sebe, dar de la și așa? Noi eram 3, tot să sărut la noi în pes, domnule. Nu mă să mă vrăcă. Mă numesc Vlad Bilețchi. Nu trebuie să-l dat, nu trebuie să-l dat. Chiar în stradă. Da, suntem la Petrom aici. Stradă, da, chiar în stradă. Iată așa, dragi prieteni, se întâmplă că ei nici măcar nu recunosc contracandidații în față, dar se bat între ei pentru bani, se bat între ei probabil pentru interese, lipind afișe noaptea. Iar poliția nu vine.